Liliana Lăzureanu are două mari pasiuni, obiectele de uz casnic, în special tacâmurile, și monarhia. Conduce în Sibiu o companie care este urmașa primei fabrici de cuțite și oțelării din Transilvania, fondată în 1923. De-a lungul timpului a fost furnizor pentru mai multe case regale, iar acum s-a gândit să solicite înregistrarea mărcii Royal Sussex pe teritoriul României. Ideea de marketing de la care am pornit este Regalitate. Asta bazându-ne pe faptul că în perioada intervelică compania a fost furnizoarea mai multor case regale din Europa. Eu sunt pasionată de Regalitate. Duce de Sussex, țin prima pagina ziarelor, de aici și până la ideea de a înregistra Sussex Royal n-a mai fost decât un pas. Modelele de tacâmuri fabricate la Sibiu în perioada interbelică sunt și acum comercializate cu succes, mai ales cele care ajungeau la Casa Regală a României. Trebuie să recunosc că am avut așa o mândrie când am descoperit produsele noastre în muzee din Budapesta și Viena. Tacâmurile companiei sibiene sunt lucrate în argint sau inox și respectă trendul fiecarei perioade. Aici avem gamele de tacâmuri care se numesc Icos Classic Line. Este gama Ana, Roza și Violeta. Cu siguranță le-ați văzut, dacă nu le-ați cumpărat, le-ați văzut în bucătărie la bunica. Gama aceasta de ce se numește Regina? Face trimitere tot la legătura pe care compania noastră a avut-o cu Casa Regală, de asta data României. Și noi ne-am gândit la Regina Maria atunci când am pus numele acestei game de tacâmuri. Sussex Royal a fost până recent brandul prințului Harry și a soției sale Meghan. Odată ce au părăsit Casa Regală, ei și-au dorit să-l păstreze, însă regina Elisabeta a II-a a cerut eliminarea cuvântului Royal, în traducere regal, din acest brand.